Deșteptarea. În ultima perioadă discutăm din ce în ce mai des despre facturile mărite. Chiar te arde la buzunar, da, acest lucru. În mod oficial asistăm la o scumpire a energiei electrice 20-25% și la gaz în facturi destul de mari. V-am explicat aici în deșteptarea în decursul ultimelor săptămâni că aceste scumpiri vor fi și mai accentuate. Că la gaz, de exemplu, se va ajunge până la 60 și ceva%. Cert este că foarte multă lume a primit noile facturi mărite la energie electrică. Situația va fi și mai complicată în viitor, atât de complicată încât guvernul anunță că ar putea compensa facturile la electricitate pentru românii cu venituri medii sau consum mediu. Nu există o formulă finală, e o discuție, e o propunere. Ieri ministrul Muncii, doamna Turcan, spunea că măsura asta ar putea viza cam 5 milioane de persoane, dar pentru clarificări ne-am adresat și ne adresăm în această dimineață ministrului energiei, domnul Virgil Popescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule ministru, haideți să împărțim lucrurile în două, pentru că sunt două fenomene aici. Unul este o scumpire generată de condițiile de piață la facturile de electricitate. Al doilea lucru sunt o mulțime de facturi și de greșeli mărite, de facturi mărite din greșeală la care lumea se uită. Dar întâi scumpirea asta generală și propunerea dumneavoastră. În ce condiții credeți că s-ar putea face o compensare, cum se spune, sau cum o denumiți? Cum arată compensarea asta la care vă gândiți? Noi avem primite datele de la Autoritatea de Reglementare în Energie, datele centralizate pe consumurile medii din gospodării. Și în România există circa 4,5 milioane de gospodării. Asta ar corespunde undeva, dacă mă țin cu o medie de 2,5 oameni pe gospodărie, undeva la 10 milioane de oameni care consumă până în 1000 de kW pe lună. Mai există și a doua categorie de 3,5 milioane, care consumă până în între 1000 și 2500 de kW pe lună. Ne gândim aici în plaja aceasta, celor două plaje, să vedem până unde mergem, până la ce plafon de consum mergem, să venim cu o compensare la factură ca guvernul să suporte un număr de kW din factura românilor. La fel vorbim și la gaze. Există o primă plajă de în jur de 1.200.000 de gospodării care consumă în prima tranșă și a doua tranșă între în jur de 2.200.000 de gospodării. Adică asta vorbim. Cum s-ar putea face, domnule Popescu? Adică efectiv o subvenție în factură. Deci o plată, deci, să zicem că o factură, către multor oameni le-a ajuns factura la peste 100 de lei în momentul acesta, să zicem. Alții chiar mult mai mult. Dau un exemplu. Consumul mediu la electricitate pe prima tranșă este undeva în jur de 50 de kW pe lună. Probabil un pic mai mult într-o lună de iarnă. 50 de kW la prețul cât este al hidroelectricii, care are cel mai mic preț din piață, 0,62 de bani kilovatul, 62 de bani, 0,62 de lei kilovatul, ajunge undeva factura la 30 ceva de lei. Dacă se scumpește și se duce undeva în 0,8, să spunem, asta înseamnă că ar ajunge la 50 ori 0 la 40 de lei. Deci o scumpire cu undeva de până în 10 lei. Da, dar asta la compania de stat, la hidroelectrica, multă lume. Dacă s-a scumpit, da, la ceilalți s-a scumpit și n-ar mai fi 62 de bani, ci ar fi 0,80, cum au alte companii, vorbesc. Am dat un exemplu ca de la cel mai mic preț până la un preț care este destul de mare, 0,8 sau 0,9, să ducem 45 de lei. Vorbim ca din această factură care este mărită la 45 de lei, ca statul să suporte
o parte din această, din această valoare. Nu vă pot da acum o sumă certă, dar vă asigur că va fi simțitoare, se va simți, pentru că trebuie să facem un calcul vis-a-vis și de buget. Eu am cerut ieri în ședință să discutăm și cu Ministerul de Finanțe, să vedem bugetul total al pe energie electrică, deci el în general va veni din dividendul suplimentar pe care bugetul de stat îl încasează de la Hidroelectrica. De ce de la Hidroelectrica? Pentru că Hidroelectrica este o companie care are un cost mic de producție și a beneficiat de prețul mare al energiei electrice, a beneficiat de prețul mare al certificatului de CO2 și a vândut cu mult mai sus, la un preț mult mai mare. Și atunci am impozitat-o suplimentar cu acest dividend suplimentar și e normal ca din acest dividend suplimentar să se întoarcă bani de la bugetul de stat către România pentru a-i ajuta la factură. Domnule ministru Popescu, de ce nu se plafonează prețul la curent? Ar întreba foarte multă lume. Suntem într-o piață europeană. Mecanismul de plafonare este un mecanism pe care îl poți aplica o singură dată, în cazuri excepționale, și sunt mai multe variante. Unul din mecanisme este, sigur, cum spuneți dumneavoastră, pe legea concurenței se poate plafona prețul timp de 6 luni, după care nu mai poți face. Acesta este un mecanism de care l-am propus noi, este un mecanism care vrem să-l aplicăm în această iarnă. Este asemănător mecanismului care spuneți dumneavoastră de plafonare, dar oricum plafonarea mai mult de 6 luni nu poți să o faci. Deci eu cred că acest mecanism este mult mai bun. Este bine într-un principiu foarte clar, un principiu prin care nu umbli la prețul liber, dar impozitezi cei care beneficiază de acest preț mare și din banii pe care iei de la cei care au beneficiat, ajuți exact oamenii care au nevoie. Dacă faci un sistem cât la care... sută? Adică... Să zicem că veți subvenționa. Nu vă pot spune acum, deodată dacă v-aș da o cifră acum, asta ar însemna ca dumneavoastră și colegii noastre trebuie să zic că asta este cifra. Nu am definitivat-o încă, dar okay. Vă asigur că va fi o cifră simțitoare. Bun. Va fi un procent sau un număr de kilowatt, că până la urmă la asta discutam, pe care îi vom plăti, care se va simți în factură. A doua chestiune... Lăsați-mă să termin un pic ideea. Dacă am aplica o măsură care s-ar aplica la absolut toți, atunci nu mi s-ar părea fair și etic, cei cu venituri foarte mari să primească ajutor. Principiul european este că cel care are nevoie să fie ajutat. Ok, bun. Asta înseamnă că doar o parte din public, deci subvenția asta nu se aplică la toată lumea, ca să înțeleagă... Nu se va aplica la toată lumea, dar gândiți-vă că 4 milioane și jumătate de gospodării care v-am dat prima transă înseamnă 10 milioane de oameni. Ok. A doua chestiune... Foarte prezentă zilele astea, facturi mărite din senin, spune multă lume, multe greșeli cu facturi imense. Ați recomandat, domnule Popescu, ca oamenii să se adreseze ANRE-ului? Există o problemă totuși acolo de logistică și noi primim mesaje repetate de la ascultătorii noștri. Nu se poate lua legătura cu ANRE-ul, nu se poate vorbi, oamenii nu răspund nici măcar în termenele legale de 30 de zile. Există acolo o multitudine de factori care îi țin într-o stare de stres pe cei care se află în situația asta. Asta cum poate fi rezolvat? Am observat și eu și ieri și de ieri primesc în continuu pe pagina mea și în mesaje privat cu tot felul de probleme legate de facturi umflate pur și simplu din citire eronate sau din cu totul motive care încă nu se știu. Primul lucru care îl vom face este, în momentul când transpunem, probabil săptămâna viitoare, transpunem directiva energiei electrice, vom modifica articolul cu amenzi. Acest lucru nu era prins undeva în legea energiei cu amendă destul de mică. Nu merge așa, că văd că a devenit o practică a furnizorilor și a distribuitorilor, că până la urmă să știți cei care citesc sunt distribuitorii, nu sunt care trimit indexul contoarelor, nu sunt furnizorii, dar sunt furnizori care au și compania de distribuție și atunci este aceeași companie din grup. Vom modifica amenziile pentru greșeli repetate de acest tip și există în directivă foarte bine exemplificat ce înseamnă repetat. Repetat înseamnă 3 greșeli în timp de 6 luni de zile
și vom ridica nivelul amenzilor la cifra de afaceri, probabil între 2-5% din cifra de afaceri, în așa fel încât să se gândească de 2-3-7 ori înainte de a face o factură și a-și bate joc de oameni. Și sunt extraordinar de să zic așa, de supărat și de deranjat de o companie care în ultima zi am văzut, deci în județele Alba și Brașov, am văzut facturi de 27.000, de 22.000, de 11.000, de 6.000 de lei. Iar furnizorul, care este tot acea companie, dă vina pe distribuitor, care, culmea să vezi, este tot compania lui. Adică o bătaie de joc la adresa românilor mai mare nu am văzut și vom lua clar măsuri. Măsuri, eu nu știu, foarte dure. Iar ANR, iar cu ANR o să am o discuție, ei au zis că au pus la dispoziția românilor un call center tocmai pentru acest tip de informații și de reclamații și vom lua, voi avea o discuție cu ANR în așa fel încât să-și mărească acel call center. Ei au această posibilitate, au bugete, este treaba lor conform legii. Ei sunt independenți, sunt în subordinea Parlamentului, n-au treabă cu guvernul, dar au și bugete să-și facă acest lucru, au bugete destul de mari, să-și mărească acel call center în așa fel încât să răspundă la sesizările oamenilor, pentru că ei sunt aceia care au posibilitatea să folosească acest instrument de a verifica furnizorii și a le da amenzi mari. Mai poate și ANPC-ul, dar amenziile la ANPC nu sunt atât de descurajante cum sunt cele ale ANR-ului. Compania la care vă referiți este Electrica Furnizare, asta e bănuiala. Da, este Electrica Furnizare, care a dat vina pe distribuitorul său, care vă gândiți cine este Electrica Distribuție. O singură întrebare legată de chestiunea asta și o să încheiem. Atât dumneavoastră cât și premierul sugerați că o parte din măririle astea, nu din scumpiri, ci din greșelile astea, din facturarea asta greșită, e o acțiune de umflare conștientă a acestor facturi, așa sună declarațiile dumneavoastră. Adică sunt companii, există o bănuială sau capete de dovezi care arată că în mod voit anumite companii din România încarcă facturile profitând de scumpirea de piață? Ca să mă refer la modul general, avem semnale din piață de la companii de furnizare care nu au și distribuție, care reclamă faptul că odată ce un client s-a mutat de la furnizorul care are și distribuție către celălalt furnizor, deci ne reclamă că clienții primesc diverse șicanări de la distribuitor să nu se mute, primesc un index mai mare de facturare în așa fel încât să enerveze clientul care s-a mutat și să se întoarcă înapoi. Deci există semnale din piață neverificate încă și probabil cred că aici ar trebui și ANR și Consiliul Concurenței să se sesizeze, practic de o încălcare a legii concurenței, pentru că dacă un om vrea să se mute de la un furnizor la altul, distribuitorul trebuie să fie complet neutru, să transmită indexii real care sunt, nu să facă o umflare de factură în așa fel încât să le enerveze pe clientul respectiv care s-a mutat, ca acesta să se întoarcă, să zică, ia uite, m-a păcălit noul furnizor, mi-a zis că factura e mai mică, dar de fapt factura e mai mare. Pentru că omul nu știe că nu furnizorul citește indexii, ci distribuitorul, cel care are rețelele de distribuție și are și contoarele, acela face operația de citire a contorului. Atât la energie electrică cât și la gaze. Dați-mi voie să vă invit, vă mulțumesc tare mult și dați-mi voie să vă invit oficial, așa ca să ne audă toată lumea, la o ediție de România în direct. Văd multe mesaje venite pe WhatsApp-ul nostru pentru dumneavoastră și, mă rog, probleme pe care oamenii le au. Sunteți binevenit aici în oricare zi, din 13 septembrie începând, să puteți sta de vorbă cu publicul Europa FM. Cred că toată lumea vrea cât mai multe lămuriri. Vin cu mare drag. Vă mulțumesc încă o dată, spor la treabă! Deșteptarea